Ziua națională a unei țări și a cetățenilor țării respective este o zi specială pentru că alegerea zilei naționale se face cu mare grijă, deoarece acea zi trebuie să reprezinte ceva pentru țara și poporul respectiv. Spre exemplu, francezii își au ziua națională când în 1789 a căzut Bastilia, simbol al societății feudale și semn al începutului unei noi societăți a căror principii funcționează încă și în zilele noastre. Pentru americani, ziua de 4 iulie a reprezentat un moment important pentru că atunci și-au proclamat cele 13 colonii independența. Deci sunt momente pline de istorie, cu încărcătură emoțională, dar pot să fie și zile naționale legate de celebrarea unui sfânt, cum avem în cazul irlandezilor, care își au ziua națională de ziua Sfântului Patrick. De obicei, zilele naționale sunt zile cu date fixe, dar sunt și țări care au ziua națională cu dată schimbătoare. Spre exemplu, Jamaica își serbează ziua națională în prima zi de luni, a lunii august, deoarece atunci Jamaica, în acea zi de luni, a lunii august, și-a proclamat independența față de Anglia. Fiind atât de importantă și de specială această zi națională, pentru toate țările și toți cetățenii ei, ea trebuie să fie o zi în care să se îmbine atât spiritul cât și materia. Din punct de vedere spiritual, trebuie să ne gândim la faptele celora care au fost înaintea noastră și care au făcut posibilă și realizabilă ziua națională respectivă. Iar partea materială trebuie să fie reprezentată de petrecerea timpului, inclusiv cu consumul unor bunătăți care aparțin bucătăriei naționale, cu distracție care nu trebuie să lipsească, deoarece este vorba de marcarea unei zile de naștere, unei zile speciale, așa cum avem fiecare în familia noastră. De ce ziua de 1 decembrie? După 1990, mulți au fost nemulțumiți de faptul că ziua națională a României cade în timpul iernii, că nu mai pot să iasă la iarbă verde. Dar nu trebuie să fie neapărat ziua națională motiv de a ieși la iarbă verde. Trebuie să ne gândim la cei care în 1 decembrie 1918 au fost la Alba Iulia pentru a hotărî ca românii din Transilvania să se unească cu frații lor aflați în regatul României. Mulți dintre ei au plătit cu viața curajul de a merge la Alba Iulia, de aceea trebuie să le cinstim memoria celor care au devenit martiri ai neamului și memoria politicienilor ardeleni care au făcut posibilă această dată. Fiind aici la Arad, trebuie să subliniem rolul pe care l-a avut de fapt Aradul în stabilirea Zilei Naționale a României pe 1 decembrie, deoarece hotărârea de întrunire a adunării de la Alba Iulia s-a luat aici, la Arad. Pe data de 20 noiembrie, când a avut loc o întrunire a Consiliului Național Român Central, condus de către Ștefan Ciciopop, alături de care mai erau încă doi arădeni, Vasile Goldici și Ioan Fluieraș, sediu fiind în casa lui Ștefan Ciciopop, a avut loc o
întrunire a Consiliului Național Român Central la școala de fete, deoarece casa lui Ștefan Ciciopop era neîncăpătoare, având în vedere numărul de participanți. Această ședință a avut loc în urma sosirii, pe data de 19 noiembrie, a lui Laurențiu Oanea, trimisul special al Consiliului Național Român de la Arad, la Iași, la guvernul condus de către Ioanice Brăteanu, unde s-a refugiat în 1916, împreună cu Parlamentul și cu familia regală. La întoarcerea din misiunea lui ultrasecretă, Laurențiu Oanea a adus lui Ștefan Ciciopop o scrisoare prin care Brăteanu îndemnau pe ardeleni să treacă de urgență la hotărârea de a uni Transilvania cu România, promițând că în caz de nevoie, armata română va interveni pentru apărarea Unirii. În consecință, există o legătură între orașul nostru, între politicienii ardeleni și cei arădeni și Ziua Națională a României, care este în 1 decembrie. Această zi de 1 decembrie mai este importantă și legată și de un alt personaj care se află în spatele meu și ne aflăm în sala în care îi poartă numele, regele Ferdinand Întregitorul. Ziua de 1 decembrie 1918 a însemnat și reîntoarcerea la București a familiei regale, care a fost în refugiu la Iași, iar ziua de 1 decembrie și realizarea unității naționale a tuturor românilor nu s-ar fi putut realiza fără înțelepciunea lui Ferdinand, care a refuzat să semneze tratatul încheiat cu Germania la Buftea București, după tratativele de la Buftea, tratat încheiat la București și care însemna, de fapt, subjugarea României față de Germania. Dacă ar fi fost semnat acest tratat, noi nu am fi fost primiți la conferința de pace de la Paris, iar hotărârea de la 1 decembrie 1918 ar fi putut să devină caducă. De-a lungul timpului, în România au existat mai multe zile naționale. Între 1866 și 1947 a fost ziua de 10 mai, când se sărbătorea Ziua Regelui și Ziua Independenței, după 1877, întrucât Principele Carol a sosit la București să preia conducerea Principatelor Unite Române pe data de 10 mai 1866. Apoi, din 1882, Carol a devenit regele României prin proclamarea Regatului României și el a condus sub titlul de Carol I. Apoi, tot legat de monarhia României, ziua de 23 august, când regele Mihai a hotărât întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, eveniment coordonat de către monarhie, dar care a fost apoi confiscat de către regimul comunist. Începând cu anul 1990, ziua de 1 decembrie a devenit zi națională a României și a cetățenilor din România. Desigur, nu toți cetățenii țării se pot bucura în aceeași măsură ca și românii de această zi națională. Să nu uităm că Transilvania a ieșit de sub stăpânirea Ungariei după 1000 de ani de stăpânire. Deci nu putem aștepta ca și cetățenii români de origine maghiară să se bucure în aceeași măsură.
dar cred că respectul lor față de țara în care trăiesc și față de concetățenii alături de care își duc traiul zilnic trebuie să fie exemplar și trebuie să fie plin de respect reciproc, pentru că și noi, la rândul nostru românii, trebuie să respectăm ziua de 15 martie ca zi națională a concetățenilor noștri de origine maghiară. În încheiere, doresc să urez țării mele și cetățenilor acestei țări, tuturor cetățenilor, un la mulți ani și să sperăm să avem un viitor și mai bun ca la anul viitor, ziua națională a României să poată să reprezinte un moment într-adevăr de bucurie, fiind puțin estompată această bucurie de pandemia pe care o trece omenirea.